Ce-i puțin urât? Rău. A sosit timpul să fie și ea bolnavă. Seamănă cu tine. Cadouri de Ziua României. Nu. Uite, iepurașul. Ce mare. Măruța, cum te mai simți? Într-o. Hai să dau farfurie. Salut! Bine ai venit la un nou vlog. Deci, Briana a zis, eu ce bucată o kinder. Și de fapt mi-a făcut o farfurie. L-am băgat în ghete să nu mai găsesc. Asta a fost cadoul ei. Da. Bună dimineața. Să dacă mi l-am mâncat. Dă-te la rând că l-am găsit. Hai, repede. Bună zi. Ai făcut farfurie, Teodorei? Aha. De ce ai ascuns oul ăla în ghete? Asta am vrut-o. Ai vrut-o? Astăzi mergem să-i cumpărăm mâncare lui Albuț. Deconectăm mașina. E 100% acum. Așezăm priza la locul ei. Mutăm scaunul Brianii în spate. Îl punem mai în față. Uite unde e geaca și căciula. Uite unde e geaca și căciula. Am și uitat de el. Hai. Wow. Am micuț porbagajul. Se udă, se udă. Ridică repede, ridică. Ține geaca. Da, oricum o dezbrea. Mergeți cu tati? Da. Hai, în spate tu. Brin scaunel. Brin tot în spate, vrea, dar cu înălțătorul meu. Pentru că sunt mult mai comod. Ok. Să luăm și cablul ei. Așa. Închidem. Nu mai e geaca aici. Aici e geaca, hai. Fetele, gata? Bine. Ok, hai să vedem. Autonomia. Are bateria plină. Am pornit-o. 396 de kilometri. Dar aproape 400 de kilometri doar dacă o conduci cum zice la carte. Iar noi nu o conducem cum zice la carte, mai folosim și căldură și muzică și așa mai departe. Sunt convins că nu, maximul nu poate fi atins de noi. Bateria 99%. Da, da? Luat pentru iepurila. Și aici. Și pentru da. Hai, ajută-o ce am eu la Bri. Hai. Ce greu, credeam că e foarte ușor. Da? Iar acum mai încercăm într-un magazin. Hai, Briuța, hai! Nu-ți face nimic! Găsim. Cred că nu mai știu oamenii care l-am de atunci. Nu știu că de aici am luat iepurașul, da. Da. De aici l-am luat pe Albuț. Și mai era doar un iepuraș. Da, uite-i. Ce negru e ăsta. Ce micuț, uite-te. Uite-te la ăsta, bolanul. Bolanul? Wow, și ăștia sunt numai hamster. Peștișori. Ăsta o fi natural, nu e artificial. Iepura mai mare, că atunci am luat de bebeluș. Ce să luăm mai mare? Apă, sticlă. Are. Ce peștișori, fain. Dacă stătea iepurașul pușca aia, cred că mai era cutia. Da. Bine că i-am luat ceva mai mare. Hai. Atunci era puiuț. Hai să-i luăm ceva. Uite și aici. Acum dacă păzi mâna, te mănânc. Vii. Și Bri, încă un fân pentru iepurile. Jucării de bebeluș. Jucării? Hai, vă îmbrăcați că ieșim. Iar acum să mergem să rezolvăm problema așternutului. Pentru iepuraș. Să înceapă distracția. Ține-te bine. Ia să vedem. A funcționat. Aprobare. Vin sărbătorile. Se vede în magazine, în primul rând. Grămadă de brazi. Decorațiuni. Da, bine. Iar noi căutăm pereți pentru iepuraș. Unde ori fi. Ce faci, Bri? Hai, urcă-te. Așa facem și shopping-ul rapid. Pam, pam. Cu scanarea. Direct. Dați-vă jos, hai. Nu, vă dați jos, gata. Asta e foarte faină. Uite cât e de drăgălaș. Ce zici? O luăm? Ia vezi, îi se ridică picioarele? Sau sunt fixe? Nu, sunt fixe. Vezi? Am luat și prețul. Nu cred că e ok. Unde scanezi? Aici. Ia vezi aici. O scanezi pe asta. Corect. I-am găsit surioarele. Și frățiorii.
Și pe moșu. Wow, câte sunt aici. Nu pot să iau, am luat deja una, e suficient. Mai avem acasă de anul trecut. Sunt la fel. Unde, frate? Se ridică. Da, ăștia, da, se ridică și se coboară. Atât. Și cântă. Și cântă? Ce? Nu, se aprinde ceva. Ia să vedem. Sau? Sau nu? Ba da. Cred că au ceva, o dea care... A, nu uite cum trebuie să lumineze. Dar cred că nu are baterii. Fără baterii, da, trebuie să le punem noi. Băi, da. Dar mă, eu punem la 10 păfosie. Păfosinii. Dar scumpe, uite ce-am făcut voi aici. V-ați făcut culcuș? Da. Am venit pentru ceva și plecăm cu altceva. Să vedem ce o să zică mami. Asta nu-l luăm, că-l mai avem. Da, nu-l avem. Nu, avem băiatul. E pentru 6 luni, 36 de luni. Bri, tu ai 4 ani și... Bebe. Care bebe? Dar lasă că mai durează. Pentru negoți, scanează-le, Teo. Am aflat, peleții sunt blocați de la comercializare. Nu găsim nicăieri. Într-adevăr, pentru iepuraș aș putea să cumpăr de la un pet shop. Sac micuț de peleți, dar nu-mi convine, e prea scump. 1, 2, 3. Dă-te înapoi pe el. Așa și încă unul. 3. Bravo, Teo, atât. Așa facem noi piața. Scanează și pe ăsta. Super! Fetelor, ia priviți. E viu. Ce părere aveți? Nu, e sturion. E nisetru. N-ați mai văzut până acum? Până la urmă l-am luat așa. Aici. Mai larg. Perfect. Și pe asta o vrei? Ne mai gândim. Nu, 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 nu. Șters. Acum mergem în altă parte. Luăm de pe cântar și mergem. Facturica. Mergem în alt magazin, hai. S-a făcut porbagaj. Așa-l facem porbagaj. Uite, gata, poți să pun și pe aici. Poți, da. Nu mai vreți în spate, așa-i? Hai, drăguțelor, iubitoarelor. Am ajuns în lumea jucăriilor. Și avem 50% reducere prin tichet. Ia să vedem. Găsim jucăria Brianei pe care o vrea dincolo. O găsim, o găsim, o găsim, o găsim. Nu. Nu. Dar nu o au. Atunci din aia pătrățel cu dulciuri. Bine, hai, vedem. Astea sunt noi. Nu le-am mai văzut până acum. Bine, ca să facem zâmbuzelul mare. Păi nu știu, că avem niște colete ajunse acasă și nu știu ce sunt. Da. Da, dar într-un cozanat-o. Poate avem acasă ajunse deja. Ce zici? Și astea sunt noi. Wow, ce interesante sunt. Aici ar trebui să fie. Nu e. Am găsit în sfârșit jucăria asta. Era la Noriel, n-au mai avut-o. Și acum am găsit-o aici. Și o luăm la jumătate de preț. Ai nevoie? Am mare nevoie de ele. Pentru că doamna mereu cere verde și eu n-am. Ce fac uitele? Mâncăm. Și tati ce face? Spălăm mașina. Facem o frumbră de lui mami și lui Mara. Să arate bine. Frumoasă. Din păcate, când am luat mașina de la reprezentanță, am luat-o murdară. Încercăm acum să o facem mai frumoasă. Spălare. La tine. Eu, vrei și tu? Da. Hai. Ia să vedem. Apasă. Apasă. Da, un refresh. Cum a fost, Teo? Te-ai descurcat cu spălatul? Nu. Eu dumneavoastră apasă că dacă era prezat, că am băgat o presiune. Presiune mare, da. Data viitoare trebuie să ții mai cu forță. Bine? Bine. Bine. Hai, mergem către casă. Am ajuns acasă. Haideți. Și crește și deschidem coletul. Crezi? Da. Aici sunt coletele și negruț. Ce faci, negruț? Atunci, ieri Când eu dormeam, am dormit. O punem la încărcat. Am modificat amperajul. Din aplicație am pus la 30 de amperi. Și nu o să mai încarc 100%. O să încarc undeva la 80%. O setez astfel încât să se oprească la 80% bateria, să nu o solicit prea mult. A pornit încărcarea. Iar în bord ne arată că
În 35 de minute se încarcă. 5,6 kW pe oră. Bateria e 85%. Am făcut câți kilometri? Am plecat cu autonomie de 396 de kilometri. Și ne-am întors cu un consum de 23,9 kW pe oră la 100 de kilometri. Ușor, ușor ne dumerim noi. Bateria are o capacitate de 66,5 kW, cam așa știu eu, și ar fi suficientă pentru nevoile noastre de oraș. Să vedem ce zice mama. Închide-te. Se închide. Ce reacție va avea, mare? Mami, ce reacție ai? Ei, ce e asta? Tam-tam, o spiridușă. E fetiță? Da, Măruță. Ce zici, Mara? Salut. Ce faci, Măruță? Rău. A sosit timpul să fie și ea bolnavă, pentru că tot au fost astea mici și ea niciodată. Mara, pentru tine, ca să te simți mai bine, un elfurețel, o elfiță urețică. Cam așa s-ar zice. E băiatul numai care are rochie. Mai bine dăm rochia jos. Sunt și fichiți așa. Da. E perfectă. Da, e simpatică, chiar e simpatică. Seamănă cu tine. Da. Cantăm. Ce avem oare în coletele astea? Eu vreau pătă mai mare. Da. Hai. Noștri de la Magic Box și de la Zuru ne-au trimis cadouri de Ziua României. Mulțumim, Nicolae. Dar le deschidem de Ziua României. Hai. Facem un story? Story! Cadou în avans de mulți Nicolae, de la prietenii noștri, de la Magic Box și Zuru. Ia să vedem ce avem aici. Wow, 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 wow! 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 Ce sunt astea? Ce sunt astea? Oh. Pentru frică! Azi e la magazină când îi duc! Pentru bebe! Ce drăguț! Uite ce fericită e! Dar nu e pentru mami! E pentru bebe mic din burtă! Cineva s-a gândit la mami! Asta ce? Wow! Se dejoacă? Hai să vedem și! Și, 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 și! Bunie! Nu cred! La fiecare! Și mai mici și mai mari! Da! Trei mari, trei mici și mijlocii. Cât sunt? Și trei medii. Deci aș primi fiecare câte trei Rainbow Corn. O să-l schimb ăsta. Mie mi-a picat la pecateu. Wow! Am găsit multe lucruri în coletele acestea, dar le vom deschide mâine de Ziua Națională, pentru că sunt dedicate. Ceva pentru bebe. Un norișor pentru bebe, o lumină de veche. Da. Și ce face? Nu știu ce sunt toate astea. Dar vreau și eu. E un... programez. Când te speli pe dinți, când te îmbraci, când faci duș, când faci curat. Conectez la telefon. Nu e pentru bebe. Pentru copii. E pentru orice copil. Dar e și pentru bebe. Pentru toate vârstele, uite. Da. Da. E pentru toată familia. Da. Da. De la 0 la 8 ani. Am voie. Da, păi te cuprinzi aici. Te încadrezi. Noi ne fie că-ți facem și ție un profil. Nu azi. Mă ajut să mergem la iepuraș? Cine vrea să facem curat să-i dăm de mâncare? Repede, repede. Eu adu un foarte cu cuțitaș ceva. Cât mă străduiesc eu să deschid cutia pentru lampă, voi mergeți la iepuraș, faceți-i curățenie și dați-i de mâncare. De fapt, eu ar trebui să merg să vă fac și eu de mâncare. Hai! Negruț este și el pe aici. Negruț! Hai să-ți dau săpapi, hai! Hai să-ți dea tata, am luat ceva bun. Și iepurila. Iepurila curățenie. Mâncare umedă de desubt, uscată deasupra. Ca să nu mănânce doar pe cea bună, cu toate că e toată bună. Poftă bună, negrule! Acum rândul lui iepurile. Eo! Aici nu-i nimic. Când are ce să fie? Nu, 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 nu. Dar de ce îi faci așa? I-am făcut atât așa, așa. Să nu-i mai faci așa. Gata. Îi place, i-a plăcut. Hai, Bri! Ți-a plăcut, băie? Ți-a plăcut, Bri? Câți? Părlăci? Asta i-am făcut atât așa. Mami? Eu aici am amestecat mălai și făină. De ce? O să vedeți imediat. De ce? E zeamă. Nu știu care e zeamă. E cu zeamă.
O dai la spălat. Pe de șervețel. Șterge. Nu mă așteptam. Ce bine miroase. Da. Wow, dai la ceva pește. Da. Te fac pe tot? Da. Da, fac pe tot. Suntem mulți. Îl feliez, trebuie de fiecare. Atât. E două bucăți, numai bine. Spor. Mersi. Teo, hai cu mine. Teo este iepurașul tău. Da. Ai promis că... Da, nu știu, ala, Teo. Ce pupună? Îl scoți de aici, că nu știu. Nu, îl lași acolo unde e, că trebuie să scoatem de aici. Da. Uite așa, uite așa. Hai, dă-mi. Săptămâna îl facem asta, hai, te rog. Ce vrei? Așa e. Vrei iepuraș? Facem curățenie generală și punem alta așternut. Apoi, de mâncare. Am porționat peștele, e file, pun sare. Înseamnă că o să fie bun dacă e file. E, o să fie foarte bun. Uleiul l-am pus deja la încins. Ce bine arată! Așa. Piper. Atât pun. Sare și piper la pește. Îl dau prin făină și mălai și îl pun direct în uleiul încins. Pac, pac. Asta-i tot. L-am tapotat cu șervețele. De ce? Ca să absorbă apa, să nu înghită foarte mult ulei și mălai. O să fac și eu. Bă, dar nu acum. Tu acum trebuie să mă filmezi pe mine, nu? Nu, doar să-l iau să-l pun. Tu l-o faci așa. Uite, stai. Ai făcut? Pe tot te trebuie pusă, nu? Da. Oricum. Păi de la bun. De la bun, fac. Peștele nu se dă prin ou cum se dă puiul, se dă doar prin... E bun rău. 4 bucăți, că mă gândesc că 4 intră acum. Celelalte 5 tura viitoare, 5 mai mici. 6 și asta. Mai aia nu se... Și asta. Hai la tigaie, Teo. Dăm încet un pic. Sare. Mă sperii. De 3 bucăți. Eu sunt de o parte. Două bani și una mică. Și o să facem 3 șarge. Ce bine arată. Se fac în baie de ulei. Le vom întoarce, nu chiar în baie. Și lăsăm un minut, două pe fiecare parte, nu mai mult. Da. Tra viitoare, următoarele 3. Între timp ne apucăm și de mămăliguță. Vai! Pot să-l pun eu? Hai, pleci. Briana! Așa cu punga, da. Hai, amândouă. Așa. Și apoi îl aranjăm. Și apoi îl aranjăm, hai. Asta e rumeguș. Îl folosim ca așternut pentru că peleții nu mai sunt în comerț. Să-i dai, nu mai am, nu mai am. Așa. Așa. Trebuie să bagi. Da, trebuie să bagi mâna, așa. Haideți, fetelor. În echipă. Dă-mi iepurașul. Iepurașul s-a ascuns. Știți că iepurașul e fricos. Când nu avea pușcaia, nu avea acolo, suntea la vedere. Și se ascundea într-un colț. Iar acum că are loc, are căzut. Hopa! Nu mai acolo. Pe iepuraș nu l-ați văzut, așa e? De un an. De un an? Hai, gata, atât, suficient. Trebuie să-i punem și în căsuță. De fapt, asta tot e căsuța lui, doar că el acolo stă. Deci îi zice căsuța lui. Când e foame, iese la iviană. Vizuina lui. Ce? Vizuina înseamnă... Un loc unde stă el ascuns. Da, bine. Mai întoarce un pic. Hai ca să luăm ăla după margine. Gata. Ui. Nu acum. O să-l scoate cu iepuraș. Îl scoatem? Iar așa aici. Uite iepurașul. Ce mori. Hai, ești. M-am uitat la vlogul ăla când era puiuț. Era puiuț, așa-i? Uite-l! Iepurilă, ți-am pus așternut nou. No! Bravo, Bri! Dar cât te mușcă, că a început să muște. Un pic, da. Nu e un iepure periculos. E suficient? Dar mai ia de acolo. Acum să-i dăm mâncărica. Și fân. Ăsta e fânul lui preferat. Îi punem de două feluri. Poate unul e mai gustos și poate unul nu e mai gustos. Punem și altfel de fân, da? Da. Pe pajiște. În celălalt loc. Cred că se placă ăsta de pajiște. Crezi tu? Să vedem. Ăsta de aici sau ăsta de aici? Ce zice iepurilă? Eu zic că o să ăla de pajiște. Asta, că de-asta mai îmi găsi la mică de tot. Gata, mâncărica? Avem mâncărica pusă, morcovel? Gata, v-am dat faina arată. E altceva acum. Bravo, Teo, că m-ai ajutat. Bate. Așa. Șarja 1. Acoperim. Și poate șarja a doua.
Am dat focul un pic mai tare, o să rămânească mai frumos. Mami, cu usturoiul? Da. Măruța, cum te mai simți? Tot rău. Hai să-ți dau farfurie. Ai oase? Teoretic nu. N-are oase, da. Nu are oase. E fără oase, da. Tata l-a cumpărat fără oase. Se mai greșește, nu-i bai. Poftă mare. Eu n-am mai mâncat nimic de aseară. Wow. Poftim. Hai, mami, hai și tu la masă. Și... acum imediat o frec cu puțin ulei. Stai. Și încheiem vlogul aici. Mai aveți alte vloguri? Mulțumim că ne-ați vizionat vlogul de astăzi. Lămâie, să-mi puneți lămâie, tate. Da. Lămâie, usturoi și lămâie. Iar până data viitoare... vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă spunem la revedere, vă pa, 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 pa. Și nu uitați să intrați pe celelalte vloguri.